Adică, gen, să nu mai fi supărat așa fără motiv. Dacă ești fericită. Păi. Plus că îmi place și atenția pe care mi-o oferă, foarte grijuliu. Păi să vedem. Exagerat. Uneori mi se părea exagerat. Nici nu știam cum să gestionez. Eu, o persoană singură, da. Bătăioasă, independentă. Da, dacă nu o să pleci afară, o să vezi că... Cât contează. Da. Aici mi se pare că avem totul la îndemână și că nu mi-e necesar. Da, dar afară... Dar afară, da. Păi asta am simțit și afară. Păi asta. Eu asta am vrut să simt eu afară. Am vrut să simt grija asta de că am bărbatul lângă mine, știi? Eu am simțit, da. De exemplu, mie mi-e foame de el deja să se ducă să facă chestia asta. Adică nu, trebuie să o aibă. Eu atât de mișto mi s-a părut ce a făcut Alex, încât nici n-apucam să spun că mi-e foame. Și gen, îți intuiește atât de atent la tine, încât se gândește la anumite lucruri, încât nu a pus bine să le gândești și el deja le păi face. Păi exact asta eu așteptam de la el afară. Nu știu. Adică îmi doream chestia să mă așteptam. Eu chiar mă simt norocos. În fine. Cum a zis și Andrei, se duc afară să-și găsească, eu să plec afară, să-mi găsesc și asta e. El până acum a zis, eu că chestia asta nu am zis, dar acum îmi permit deja.